Informația e sigură. Știm unde vor da următoarea lovitură. Trebuie să-i prindem. Păi prindem, șef. Bă, vezi că sunt înarmați și periculoși. Trebuie să-i prindeți. He? Îi prinde șeful, sigur că da. Îi prindeți tu sau Afrodita. Doar nu te așteptai să-i prind eu. Păi eu mă gândeam că v-ar place făcere. Ăsta v-ar făcea plăcere. Eu să știți că vă las locul cu dragă inimă în misiunea asta. Nu, mersi, Chiorete. Adică ratați dumneavoastră ocazia de a fi singur, singurel cu Afrodita în misiune, bre. Chiorete, dacă vreau să fiu singur cu Afrodita, te dau pe tine afară din birou cât ești tu de amorezul ei și rămân singur cu ea. Că avansurile se fac în liniște, nu printre gloanțe. Gloanțe? Eu amorezul ei? Doamne! Șeful, matale, aveți impresia că vreau să vă suflu pe Afrodita și vreți să mă eliminați? Eu nu sunt de acord cu chestia asta. Nu e Chiorete. Interlopii. Șeful, între mine și Afrodita nu-i nimica. Vă jur, Doamne, apără și păzește. Eu doar mă prefac, o iubesc, ca să scap de trânsa, că toate iubițelele mele a dispărut. Și de aceea și raționamentul ăsta al meu, că dacă Afrodita devine iubita... Taci! Nu cumva să spui iubita mea că te trimit la spații verzi, clar! Păi și dacă te prefaci, de ce ai dormit cu ea, mă? Da, bre, da, ea în pat și eu pe jos, bre! Da, ai venit deșelat? Păi dacă m-a tras curentul, m-a înțepeniteră, doar una... Șeful, mă, tare a avut în cap că eu niște treburi cu ea. Șeful, eu nu supor să șad lângă trânsa îmbrăcat, dar mi te despletit tot și deshăimurat. Abre, credeți-mă pe cuvânt. Eu doar fac pe îndrăgostitul, ca să o fac să dispară ca pe restul iubițelelor mele. Tu le-ai făcut pe restul iubitelor tale să dispară? Mâine sus, infractor deosebit de periculos. Șeful, ați nebunit, bre, este strala la... Adică, mă scuzați, reformulez. Ce să vrei, șeful, nu e zdravă la cap? Au dispărut doar din viața mea. Ele e vii, nu e moarte. Ești sigur? Sigur, sigur. Și zici că nu iubești pe Afrodita, a? Nici într-un caz, bre. Și dacă de naiba să te prind în tandrețuri cu ea, ce să-ți fac, Chiorete? Ce vreți, matale? Te trimit acasă în fundul gol. Șeful, e iarnă, bre. Ok. Închiloți atunci. Închiloți, da. Salna pentru masă. Ce faci? Bine, mă uit la tron și geli, tu? Treci și spală vasele. În visele tale. Gata, pupă, să vremea sclaviei a trecut. S-a bolat, bă. S-a bălit, s-a... Mărlane, tu ești idiot? Nu, degeaba trebuie. Dar acum suntem pe picior de egalitate, că nu mai sunt terchea, berchea la care știi tu să mă frești cum vrea chestia aia ta mică. Acu' zdita mai Barosanu, bă, patron de club, zdita mai... Băi, dita mai idiotul, spălatul vaselor e atribuția lui Matale. A fost, dar cu o să le spălăm curând, bă, terminatule. Și cum eu le-am spălat 3 ani de zile, acum a venit rândul să le speli tu 3 ani de zile, bă. Dar ce zic 3 ani? 6 ani, că și eu le-te în casă, spere și el 3 ani și... Gogoașe nu mai, dar ține locul ăsta. Deci, 3 cu 3, 9 ani, bă! 9 ani, dar cu încolo nu mai spăl vase, bă! O viață de om, pupă, să nu mai spăl. Corect. O viață de om mai puțin. Tanti! Ce, tanti? Da! Tanti! Mărlanu a zis să vă duceți... Să vă duceți la secție, tanti, că l-a aflat ăia de Gogoașe unie. Am aflat de Gogoașe? Da! Tanti, dar era vorba de vase, nu de... Ce dracu de vase!
acasă, trece și spală-le! Cocoșică! Vine mama! Auzi, zis, bă, părlitule, dă-i drumul, spală vasele. Că dacă se întoarce aia nervoasă de la poliție și sigur se întoarce că luagă stea pe fițul, te crapă pupăză. Hai, du-te, du-te, dă-i drumul. Știu că e greu, dar trebuie să te obișnuiești și tu cu egalitatea asta între noi. Da? Bine. Dar până diseară să te prezinți cu 10 milioane. Ha. Ca să plătim în mod egal facturile care au venit. Și dacă nu te prezinți cu banii la băiatul, îți faci bagajele și te muți, mă. Să mori tu unde, mă? În apartamentul ăla de lux pe care o să ți-l ia clubul. Nu-mi ia clubul apartament de lux? Normal, mă. Păi n-ai zis tu că ești Dita mai... Păi chiar și sunt, mă. Dita mai... Prostul? Hai, 10 milioane la băiatul până diseară, că altfel... Pentru ce? V-ați hotărât care dintre voi doi preia dosarul? Hai că aveți șansa să deveniți eroi, medaliați, iau-te-o. Șeful, dar nu putem să acționăm împreună? Nu, că n-am decât o singură medalie, că e criză, de? Da, Afrodita... Știu că până acum eu în tot timpul am vrut să-ți fur misiunile, să mă acopăr numai eu de lauri, dar crezi că a sosit și vremea revanșii. Și tocmai dintre asta eu o să-ți las ție misiunea asta care să te pune pe tine în valoare, să arăți cine ești tu de fapt. Chiorete, parcă ziceai că... Ca să scap de trânsa, bre, n-ai zis că e dintre aia periculoasă cu gloanțe? Mă crezi proastă? Tu crezi că eu nu știu că este vorba despre o misiune periculoasă? Să-mi trag una, e dintre aia periculoasă, șeful! E cu glanțe! În nici într-un caz nu pot accepta să-mi las iubițica să se-i spună frunui risc dintre ăsta. Lăsați că mă duc eu, șeful, eu mă duc, nu-i problemă. Nu te vorbesc serios? Dragul de... Ei, super, deci s-a stabilit. Se duce Chiorete. Da. Da? Adică, nu-mi tragi tu de dosarul ăsta? Îmi lași tu mie misiunea asta? Da, ca să-ți respect cavalerismul. Drecunde, cincioasă. Ia zi ce-și porumbeilor, ce-ați aflat? Ce n-aiba cauți, bre, tanti, iar aici? Cum adică ce n-aiba cauți? Vreau să știu ce-ați aflat despre Gogoșică. Dragi Damiaz, momentan nimica încă, căci că fiindcă n-am început cercetările. Noi avem alte lucruri grave de rezolvat. Cazuri urgente, bre. Hai! Mai urgent decât tu dispariție că vă termin. Normal, normal, tanti. Că dispărutul se poate întoarce când se trezește din beție. Băi! Ce spui tu acolo? Gogoșica mea nu bea. Sau din prostie, pe când infractorii înarmați omoară oameni, fac victime, ciuruiesc. Nu ne putem ocupa de altceva până nu rezolvăm cazul ăsta. Păi ce păziți, băi, frate, mergeți și prindeți-i pe aia ca să aveți timp să vă ocupați și de gogoșica-l meu. Corect, bre, aia amândoi. Lovitura aia abia diseară, Chiorete. Ia auzi, bre, ce ghinion, dar abia de seară. Mi-a trecut ghinion. Păi dați-le, bă, telefon mai repede să se întâlnească, să-i prindeți odată, să aveți timp și de gogoșica. Bre, aia n-ascultă de noi. N-ascultă de voi și sunteți brav! Praf și pulpere! Nici măcar infractorii nu ascultă de voi, n-ați venit pic de autoritate! Dă telefonul cu acășului imediat! Bre, noi avem treabă și matale ne cam ții din ea. N-ai uitat cumva să iei ceva, uite, de exemplu, pâine? Ce proastă sunt, am uitat și eu, păi bine că mi-ai zis. Vai, ce luantă m-a făcut mama, băi! Șeful sunteți genial! De unde v-a venit ideea cu pâinea? Mă, băi, vă bate joc de mine, mă! Mă trimiteți la pâine când eu vreau să știu ceva despre Gogoșica, că mă dați mine! Bagă ceva în asta, șeful, că asta ne rupe colțul! Ne omoară înainte de misiune, eu cunosc! Zi! Am descoperit niște indicii, dar încă nu știm ce se întâmplă. Urmează! Urmează, da. Și de-aia, dracu, să nu rezolvați cazul până mă întorc eu de la pâine, că vă crap! S-a înțeles? Tanti! Tanti, mă, ești o doamnă. Acum mă duc la pâine. Rezolvați cazul până mă întorc. Tanti, doamnă! Auzi, tanti! Da. Da, de ce nu te duci să iei pâine de la Constanța? Că am înțeles că acolo e cea mai sănătoasă din țară. E bio, fără euri, e nemaipomenită. Și-o face și telegondolul. Așa.
Telecondul o fără eu, da. La Constanța, că e pâine bouă, da. Mă scuzați! N-am văzut nimic. Ieși! Că te găsești! Ieși, nu? Nu intra! De ce? Șeful și cu Chiorete fac niște chestii de-astea, așa. Dar nu cu tine. Cu ei? Pupăză, să știi că nu poți să mă dai afară. Mărleane, dacă te gândești să te pui pe jos ca să nu te putem ridica, ți-ai luat țeapă. Pentru că am chemat un motostivuitor aici la ora 9. Nu, nu poți să mă dai afară pentru că nu-ți permite regulamentul casei, mă! Ce vorbești, mă? Orice decizie majoră în casă să ia doar pe votul blocatarilor și în unanimitate. Articolul 1, alineatul 4 din codul Gogoașe. Bă, făinosule, mă. Păi era numai valabil, bă, că-i deci de mii de ani. Să mori tu, de ce nu mai e? Ce? A, că a dispărut Gogoașe. Te pomenești că tu l-ai mătrășit ca să nu mai respecti regulamentul, a? Lăs că te spui eu lui Măsa, na. Ok, ok, e valabil. Dar stai liniștit, că o să am unanimitate cât ai zice pește gras, adică balenoi. De-abia aștept să văd eu cum o convingi pe Afordita și mai ales pe babă. Ha, aici erați pășoroilor. Mărlănel, nu faci tu pentru baba un serviciu? Bă, băi, măi, da, băi, o să doamnă! Deci, Mărlănel, nu mi-ai și mie o pâinică de la Constanța? Păi da, tati, cu mare plăcere, la când? La Constanța! Păi da, că numai la Constanța e pâinica asta bio, fără euri. Fără euri. Te duci? Unde dracu mi-aș pui? E târziu, tanti! Și la ora asta trebuia să fiu la o ședință, că am o întâlnire importantă la club și nu mai pot să stau că e târziu și am fugit. Minte, tanti, minte, nu are nicio întâlnire. Nu vrea să vă servească, pentru că s-a lenevit ca un porc. Auziți? Eu vă propun să-i dăm o lecție. Să-l dăm afară din casă. Și când se întoarce, o să vină cu coada între picioare și nu o să mai aibă el aere din astea de director, așa. Mm-hmm. Mă susțineți? Dacă te duci să-mi iei o pâinică de la Constanța. Mă duc. Te duci? Da. Până Constanța? Da. Vezi, pupăzer, vezi? De-aia ești tu preferatul meu. Da, deci am și pâine acum. Jeane, fă rapid plinul și vino să mă iei. Până aici la Constanța să luăm o pâine. Dacă vreau să mănânc bio! Nici nu răspunzi, mă, la telefon, a? Da, da. Cum să răspunzi șeful că e la dumneavoastră pe birou telefonul? Nu ăsta, mă. Nu ăsta. A, mobilul e la... Să ni-l asuc, l-am uitat acasă. Mă duc după el să iau și mă sunați în 15 minute că răspund sigur la el. Stai, dracului, aici și nu mai pleca nicăieri. Dar stat, stau aici, da. Îmi dați altul? Da, îți dau unul în cap dacă nu taci și nu asculti ce vreau să spun. Nu o faci. Da, am tăcut, da. Fii atent, diseară vin niște acționari de la club. Ai înțeles? Să te cunoască. Le pregătești și tu un speech. Că vorba aia, de-aia te-au pus președinte. Le pregătesc, dă-i dreacu. Cum bea, cu sex sau cu gheață? Mărlane, tu știi ce e la un speech? Da, bre, whisky cu on the rocks, cu gheață sau cu sifon, care cum îi place. Ăla-i scotch, idiotule, e scotch. E scotch, scotch e ăla care-i transparent, de lipești banii cu el când se rupe. Nu știu,
Hai, că matare la valoarea lui matare nu umbli cu barul. Dar spui eu, ăla-i scoci, că-i transparent. Mărlane, mă apucă toți nervii spici. E ăla atunci când le vorbești unor oameni. Da? E un text pe care îl scrii. Eu îl scriu? Da. Și după care îl înveți și îl și spui. Eu îl învăț și îl și... Ăla-i spici. Toate trei odată. Da. Îl scrii, îl înveți și îl spui. Da, și fii atent, bă, să nu-l faci cumva pe Barosanu de că te tranșezi. Și repede. Ce mă fac că n-am mai scris dintr-a treia? Deci rămâne stabilit. Te ocup de excroci, da? Ia. Asta în cazul că nu s-a răzgândit Afrodita și vrea trânsa să ducă ca să afirme. Bravo, bravo, Afrodita, știam eu, știam eu. Ce faci, femeie, ai nebunit, te duci să mori? Nu, mă duc să mă ascund, că vine baba. Hai! Unde te duci, Chiorete? La trajda, mă duc să mă antrenez, șeful, pentru misiunea asta extrem de periculoasă. Păi ce, vrea să mă ciure infractorii? Păi ce faci, mă lași singur cu... Da, pentru că capitanul vasului părăsește ultimul punte. Păi... Dar eu nu sunt capitanul, eu... Da, dar el nu i-a dat servici, da? Aoleu, ce mă fac? Să trăiți, șeful, să trăiți. Ce faceți? Veniți azi pe aici? Pe, mi s-a făcut dor de dumneavoastră. Veniți, da? Oh, mulțumim, vă așteptăm. Mersi, doamne. Dispar, prăpătitule, că mă așteaptă. Ia-ți în păsările, ce aflat? Unde ești, mă? Vedeți? Nu-i nimeni aici. Nu-i nimic, o să rămân aici și o să-l aștept. Îmi pare rău, dar n-aveți voie singură în birou. Dar cine a spus că sunt singură, iubițe? Tu stai cu mine, a? Sexy, sexy, știu că mă vrei. Tată dracu ce sunt. Tu să tai. Ce faci, mai aici, nu-ți rușine? Ieși afară. Ai nebunit, mă preză baba. Nici într-un caz. Și porn, tu nu faci nici pipi, nici nimica. Hai că ocup locul de pomană. Da, dar eu m-am ascuns prima aici. A, și ce contează? Ia vorbește mai aici, că dacă n-aude hârca, am pus-o. Ce dracu fac ăștia, mă, frate? Unde stau ăștia, bă, ăștia clar, se ascundă mine? Se ascundă mine, mamă, dacă nu eu mor când se întorc, praf îi fac! Praf! Da, pupăzel! Am ajuns la Constanța! Unde magazinul? Ce, doamne, iartă-mă, magazin? Pâinea aia pe care o vrei, bre! Nu de-aia m-ai trimis aici! Păi ce, bă, e un magazin special de unde trebuie să iei pâine? Eu credeam că poți să iei de la oricare magazin. Stai pe fir, că sunt în secție să întreb și-o pe careva, poate știe. Ei, care e spațiile, bă? Mersi, doamne! Stau și eu că mă dor picioarele. Păi ce pe mă doare? Mai bine așezați și le la mine, în poară, ia. Bine, mă așez. Dar vezi că asta nu înseamnă că... A, bine, bine. Ce faci, Chiorete? Pe haine! Șeful, mai încet, că n-aude baba! Ce-ai jurat, păcătosule? Nu ți-e frică, bă, da-da-da! De bec, exact, becul, da! Face lumină și s-ar putea să ne vadă baba prin geam. Țineți-mă bine! Gata! E, foarte bine că ai închis lumina, că acum poate să-și dea și Chiorete liniștit pantalonii jos. Dar de ce să-și dea? Știe el. Hai, Chiorete, până nu ți-i dau eu. Șeful și cu Chiorete... Fac niște chestii de-astea, așa. Dar nu cu tine. Cu ei? Vezi puțin tică răbdare, bre, șeful, ca să rămânem numai noi doi. Și porn vă... Corect. Eu am plecat. Mersi, doamne. Chiorete! Mateescule! Aici sunteți, bă? Mersi, iar, doamne. Dacă
Dacă se atinge vreunul de pantaloni, țip și ne prinde papa pe toți. Ok, ok, dar să știi că tot nu scapi. Eu? Nu tu, Chiorete. Mă rog, sper să nu scap nici tu, dar în altă problemă. Taci odată ca să vorbesc eu! Pupăjel, ia pâine de la oricare brutărie! Din Constanța să fie! Mă, tu sigur ești în Constanța? Bă, dacă vrei să te cred, să-mi faci o poză cu marea! Tantalaule! Mă dă proștea în partea aici! Mate? Sărut mâna... Frosa, gogoașă Frosa. Să trăiți. Bine. Dar unde sunt? Sunt plecașcică pe teren ca să rezolve cazul cu gogoșică. Cu cine? Gogoșică, bre, băiatul meu dispărut. Pe ce vorbim? Este... Solomone! Solomone, ce-am vorbit noi, măi? Nu vă ocupați de nimic altceva până nu rezolvați cazul ăsta. Mateescu unde e? Mateescule! Mateescule! Deci pentru cea la padie ăsta, dă-i mi-l amânați mie pe Costeluș. Bine. Dacă nu dă baba militaria jos din pot, să nu-mi spuneți mie, Frosa. Comandant Frosa. Chiorete, țineți mâna acasă. Dar nu e mâna mea. Îți place ce-ți face mâna? Nu. Atunci ale Chiorete. Chiorete, ia mâna imediat după Afrodita, că te crăp. Tu te aspre mâna mea în poznarietă. Gura. Bă, tu nu trebuia să fii în misiune acum? Ia, mișcă dispozitiv imediat. Am înțeles cum ordonați, bre, servesc patria. Dar să știți că dacă mă întâlnesc cu hârca pe drum, eu îi spui unde sunteți, că mie mi-e dragă viața să știți. Chiorete, la loc comandă. Bă, nu i-am eu ceva. Mână, poznarul, na? Ziceți că e pe drum, amândoi. Mă ocup, nicio problemă, străiți! A închis. Le pregătim ceva de băut aceea, așa. Le punem și cu un scotch, cu lămâie, cu la... Ce dracu miroase a ceapă, unde ori fi ținut ăștia? Pâine cu sare, serviți. Cu sare. Nu avem sare, na. Un sandwich cu salam, un... Bomboane, bomboane, că astea îi sparge la dinți cu bomboanele. E proaspete! Dacă doriți să vă dați cu rolele între... Dragi oaspeți! Eu o omoare, eu... Ce dracu am scris aceea? E onoare pentru noi să vă avem în sân!
nu-l nostru, ca invită, bine ați venit la echipa noastră. Bună seara. No. Bine ați venit, bine ați venit, bună seara. Noi suntem... Știu cine sunteți, doriți să... cu spiciu sau începem bine cu tratația? Tratația? Adică vrei să ne mituiești? Scoate imediat registrul de casă să-l verificăm. Și banii din seif ca să confruntăm cu registrul. Să scot... doriți să scot registrul oficial sau pe la mânărit-o? Tu care crezi? Ăla oficial, că la mânăritul l-am pentru fraiere ăștia de la fisc care mai vine, că le-am pam... pam în... unde trec? Le-am pe amândouă aceea, că vă așteptam, știa că veniți. Știai că venim? Bineînțeles că știam. Mâinile sus! Bă, dă-mă, dracu, voi vreți să vă verificați dacă mă spăimânt la vreun atac sau la ceva? Scoate, bă, banii din safe! Nu vreau. Bă, tu ești nebun, vrei să zbor cărierii pe aici? Scoate banii din safe! Ce greu să-mi scoți, bă! Crezi că mie mi-e frică, am fost ostaș NATO! Hai să lăsăm chinește, nu mai bine vă pun eu un scoci? Bă, stai nebun, vrea să ne pună scoci. Am căzut în... Yes! Ce-ai făcut, bă, arbitrar focul? Păi ce-am făcut, bă, mărilele, mă, te-am salvat, mă, te-am salvat, ce-am salvat piele. Hai, pune, dă-o mâna de ajutor să-i duc pe ăsta la poliție. Care să-i duci, bre, că păi te-ai... Păi să-i descuraci! E pătraci, e acționarii de la echipa mea de fotbal. Ce prost poți să fii? Uite, bă, ce dosarul de la poliție. Sunteți curați? E? Hai, bre, că e și proastă și chioară pe lângă asta. Nu vezi că nu e aceeași? Ăștia n-are ochelari, dar ce dracu ești, chioară? Bă, cine faci tu proastă și chioară, mărdelene? Ce dai? Ce nu știi să scuipi? Prosto! Te-ai bătut cu ei? Tu, mă? Normal, că pe mârlanul nu jefește nimeni. Suntem mândri de el, Fenică. Ați făcut o alegere perfectă. Amână bună, domnilor. Vă mulțumesc. Să-i dai o primă. Îi dau cu mare plăcere. Ia, mă, că mai ai făcut-o mai dă-i, mai dă-i. Mai dă-i. Dă, mă, că-i dau echitrosule. Vedeți? De-aia nu-i dădea mai mult, că nu-i obișnuit cu sume mari. Dacă nu se știe cine i-a prins pe infractor, înseamnă că i-am prins eu. Și medalia e a mea. Adică... Ne fugiți, mă, ca șobolanii. Vă e rușine, a? Aveți și de ce fricoșilor. Nu v-ar fi rușine incapabililor să lăsați o bătrânică să vă... Bătrânică e mata, cocoșel. Eu sunt o doamnă. Mă scuzați, o doamnă. Să vă rezolve cazul. Mateescule, dă-i decorația. Da, da, șef. Mateescule, dă-i decorația. Șeful. Mateescule, dă-i decorația. Mateescule, frige. Incapabilule, cum ies eu acum în secție cu pantalonii uzi în... Dă-mi pantalonii tăi. Acu? Normal. De față cu... Eu mă retrag, că bunești ce urmează. Eu nu mă retrag, pentru că am să consider chestia asta un premiu pentru că v-am ajutat. Executarea, Mateescule, mai repede că frige! Și frige, eu sunt deja trebuit! Așa! Mă scuzeați, da! Bine, puiște! Frige! Dai, mă, ce frig acum! Chiorete, pantalonii jos! Executarea! Executarea? Nici într-o caz, bă, ce v-am pus cafea la fund, bre! Nu, dar m-ai mințit în legătură cu Afrodita și ți-am zis că nu scapi! Pantalonii jos! Executarea! Ai auzit ce a zis? Executarea! Trag una, nu! Hai, chiar! Ăsta a dat premiu pentru mine!
Ah, ce fierbinte deja în temperatură! Hai, Chiorete, hai, hai, hai! Oh. Exact cum am bănuit. Afrodita, stai puțin, că nu e chiar așa cum crezi tu, nu e... Una, două, trei... Ce faci, puiile astea, doar de mine? Oh, ce-ai tras, chino, ce-i din aia cu ața în fund? Exact cum îmi plac mie! Ia ca aceea, pupăzoiule. 10 bulioane, cum ne-am înțeles. Sorry, compresorii mârlane, dar nu mă mai interesează banii tăi. Am vorbit cu oamenii și o să te dăm afară din casă. Da, cu baba ai vorbit? Of course, my horse. Vreau, și cu ce-ai convins-o, mă? E, o să vezi. La fix ați venit. E? Și acum să procedem la vot. Tanti, da. Spuneți-le lui Chiorete și lui Afrodita cine v-a convins să mergeți la ei la secție. Păi Mărlanu, ce foarte bine a făcut. Am făcut. Da, pentru că altfel nu mă alegeam cu mândrie aceasta de decorație, vezi? Și nu vedeam show pe care l-am văzut. Mă rog, asta contează mai puțin. Ați auzit, mă, din cauza cui ați avut voi show la secție? Deci, mă susțineți? Te susținem. Te susținem. E, și acum lovitura de grație. Tanti, da. Mai e valabil ce am stabilit noi, nu? Păi, știu că Mărlanel m-a ajutat să căpăt asta, acum, vezi tu... Da, da, și eu m-am dus la Constanța, cum ne-a fost înțelegerea. Ha, e o pâine! Da, Mărlanele, și nu numai o pâine, o pungă întreagă! O pungă? Da! Hai, chiar focul de paragrad! Na, ia să ce mi-am închipuit. Mă miram eu să fii toată de prost. Să treci până la Constanța. E luată de la magazinul din Constanța asta. Minte! Minte! Pâine de Constanța! Uite asta antipoza cu marea pe care mi-a șerut să o fac. Păi și atunci ce scrie, mă, pe etichetă Fabrica de Pâine Bercet, București? Hai! Băi, tanti, stai puțin, că există o explicație, adică s-ar putea să o fi dus de aici, acolo, la Constanța, pentru că eu am fost acolo, vă jur! Pupăzel, îmi pare rău, nu e pâine de Constanța, nu votez! A picat înțelegerea! Dar tu mi-ai dat, mă, mă Ferdi, mă! Eu ți-am dat, dar tot eu m-am sucit! De ce nu răspunzi, mă, la telefon, a? Dă-ți, dacă băi așa, nu mai intru. Lasă-mă să intru. Dai dracului aici! Aia stau. Am stat, da. Că dau în cap cu el, dacă nu taci din gură. Că sunt prost, că trebuia să zic că-mi dați altul. Crezi eu că sunt prost, dar nu tot timpul. De ce? Parțial prost. De ce? Că pe Mărlanu nu-l dovedește nimeni. Suntem mândri de Elfonica. Ați făcut o treabă excelentă. Stați, nu să mă duc. De ce am prea venit și îi dădea cu copul pe o zi? Suntem mândri, Fanica. Ați făcut o... scuză-mă. Ușor.
Vreți să... Suntem fanică, ați făcut o mândrețe de excelență. De excelență, iată.